Suntem în legătură directă cu familiile victimelor, cei care au cerut, au luptat și care în această seară, vă dați seama, s-au omorât copilul, se judecă această speță, nu e o mare bucurie, dar e un pic de speranță. Tatăl Robertei și tatălui Sebi, Ștefan Dragomir și respectiv Valentin Olariu, sunt în legătură directă cu noi. Bine v-am găsit, domnilor! Bună seara! Aș vrea să încep cu dumneavoastră, domnule Olariu, tatălui Sebi, care sunteți în legătură Skype cu noi. Sunteți chiar în fața mormântului, din câte văd acum. Care este... Cam fiecare seară. Care este sentimentul pe care îl aveți după această decizie de recuzare a judecătoarei? Sentimentul după 9 luni de zile, chiar astăzi, mi s-a arătat că Dumnezeu există și că că ce am așteptat s-a adeverit. Am făcut această cerere de recuzare, am făcut-o luni cu avocații mei. Doar să nu acoperiți cu mâna microfonul și să ridicați un pic telefonul. Să nu acoperiți cu mâna microfonul, țineți-l așa de laterale. Și... Okay. Așa, e bine, e perfect acum. Și avocații mei au făcut cerere de recuzare luni și astăzi s-a admis. Au mai fost cereri, au mai fost bătălii pentru a se întâmpla treaba asta. De ce crezi că s-a întâmplat acum? Sincer, nici eu nu mă așteptam să se admită această cerere. Chiar nu am rămas surprins și noi. Aș vrea să ne vorbească și domnul Ștefan Dragomir, tatăl Robertei. Care este reacția dumneavoastră la această recuzare a judecătoare din cazul 2 mai? Bună seara! Bună seara. Ce să zic, nu pot să spun decât că mă bucur că în sfârșit se întâmplă și lucruri bune. În toată nenorocirea asta care mi s-a întâmplat nouă, sunt de acord cu întru totul cu Valentin, cu Valentin Olariu. Și ce să zic, sperăm într-un final să se facă dreptate de către un judecător competent și totuși vreau să mă uit și la cine vine din partea procuraturii. Am eu o bănuială și o suspiciune că de acolo pleacă totul. Deci încrederea dumneavoastră este de asemenea în procuratură și modul în care a gestionat lucrurile, da. Faptul că n-au încadrat acest caz, da. La omor. Sunt o serie întreagă de întrebări cu privire la cum a gestionat procuratura. Da. Și mai mult de atât, dacă îmi permiteți, dacă mi se permite, săptămâna trecută eram cu serviciu pe afară, pe unde sunt eu de regulă, prin Europa asta, a apărut o știre cum că noi, familiile Olariu și Dragomir, am fi pretins sume cu multe, foarte multe zelouri. Nu am avut de lucru asta și l-am interpelat un pic pe redactorul care de la Libertatea, nu știu dacă e bine să spun, și într-un final am sfârșit prin a fi amenințat că mă dă în instanță dacă nu retrag postarea după pagina mea proprie de Facebook, ca să vezi. Dumneavoastră ce înțelegeți? Înțelegem că nedreptatea nu este doar în instanță. În momentul în care dumneavoastră treceți prin ce treceți, orice formă de nedreptate. Dar eu cred și sper că după ce s-a vorbit, cât s-a vorbit public în presă și peste tot cu privire la acest caz, sper din toată inima să fie un judecător care în momentul în care va păși în sala de judecată, în momentul în care va începe să administreze probele, să facă cercetarea judecătorească, în momentul respectiv să primiți acel sentiment că este profesionist, că este un om care respectă legea, respectă adevărul și care înțelege rolul său fundamental de a face dreptate. Pe dumneavoastră, domnule Valentin Olariu, aș vrea să vă întreb dacă ar fi să-i transmiteți judecătorului care intră în această instanță un mesaj, ce i-a spune? Sincer, ea spune doar să se facă dreptate. Noi doar asta vrem, să se facă dreptate și ca Vlad Pascu să-și primească pedeapsa pe care o merită. Nu vrem nimic altceva. Dumnezeu să vă mângâie. Urmărim cazul acesta cu foarte multă atenție joi. Vom fi acolo, vom urmări
așa cum cred că presa într-o țară trebuie să urmărească orice caz, cu atât mai mult un caz într-atât de grav, cu un individ care era drogat, care a omorât doi copii, care a rănit alți copii, iar acolo fiind atât de multe semne de întrebare până acum, România are nevoie de justiție corectă, independentă, dreaptă și acest lucru cred că nu este o dorință prea mare din partea noastră a cetățenilor, ci cred că este o îndatorire din partea magistraților să facă acest lucru. Dumnezeu să vă mângâie, să ne vedem și să ne